tuturor, ce mai faceți? Eu sunt Edurtol și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival Games. Astăzi o să ne jucăm aici pe mapa Turbulence, pe Bedlam ca întotdeauna și vă ruga să apăsați și voi pe butonul de like dacă vă place seria și vreți să continuăm cu cât mai multe episoade. Nu știu de ce Dumnezeu am drop frame-uri, frate. Probabil că e din cauza că până și tastatura mea e rece, adică nu prea am ținut-o pe mână deloc, dar e destul de enervant pentru că Minecraft-ul ăsta e super ciudat, adică da, într-adevăr, o să trebuiască să-i mai pun niște rame pentru că texturile astea ocupă foarte, foarte mult, dar totuși, frate, am avut o grămadă de texturi și pe PC-ul vechi și totuși nu-l îngreunau chiar așa de mult, dar în fine, oricum, launcherul ăsta nou de la Minecraft nu-ți permite o grămadă de chestii, adică înainte, frate, puteai să bagi coduri, chestii în codec, să umbli, să modifici file. Acum e destul de greu, adică poți să intri în jar și cam atât. Ceea ce e destul de enervant pentru că nu mai ai libertatea aia pe care o aveai înainte, dar asta este la urmă urmei. Nu mai vor să facem atâtea chestii la Minecraft, v-ați prins voi ce vreau să zic. Sincer, îmi plăcea mai mult launcherul vechi. Într-adevăr, e fain launcherul ăsta nou pentru că e mai updatat și ai news, ai chestii pe care le poți deschide, doar că, sincer să fiu, îl preferam pe ăla vechi și asta datorită faptului că îți permitea să îi dai mai multe setări. În fine, bă, fraților, live-ul de aseară efectiv a fost genial, vă mulțumesc foarte mult că ați fost pe acolo, chiar dacă m-am enervat eu destul de mult cu faza cu YouTube-ul, pentru că, ei bine, scădeau abonații și era enervant, dar, oh, acum mă bate pe tipul ăsta. Nici măcar n-am full sabia, what the fuck. Și că, băi, deci dacă mi se termină sabia. Mamă, ia să vezi tu că ți-l va pe ăsta. Da, mori, mă. Ok. Și ca bine. Și nici măcar nu m-a lăsat low. Bun, perfect. Avem full iron, get direct easy. Slăbus, băiatul, n-am ce zice. Hai că suntem full acum. Hai, tărtă, job, 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 da. Ok, am înțeles. Nu știu de ce tipii ăștia mă confundă cu un turc, adică cred că se aseamănă oarecum anumite. Ai, nu, turc. Adică poate că se aseamănă anumite structuri din limba noastră cu a lor, dar totuși nu înțeleg ce ar fi putut să găsească. În fine. Hai să spunem asta. Uite, un prost acolo. Să urcăm sus, cât de sus putem. Deci, ați fost genial, frate. Chiar dacă m-am enervat eu atunci cu faza aia cu YouTube-ul, chiar a fost super, Caterin, că ne-am uitat la clipurile alea super funny și toate cele. Ați fost chiar fain. Am făcut atmosferă și Caterincă și asta contează cel mai mult. Ne-am distras super mult și m-ați scos din starea proastă pe care o aveam, pentru că mă simțeam destul de trist din cauza chestii alea cu YouTube-ul. Aseară am făcut 10 abonați, deși nu s-au pus toți, pentru că pe unii i-a scos. Efectiv, na, ăsta e YouTube-ul. Bă, da, era un player pe aici. Na, ăsta e YouTube și nu-l pot schimba, dar aseară am făcut 10 abonați și vă mulțumesc foarte mult pentru tot suportul, efectiv. Chiar sunteți tari. Și da, unde e tipul ăla? Unde e tipul ăla? Ok, hai să-l găsim. Clipul ăla, frate, cu tipuri de pizdă. Bă, frate, deci ăla e cancer. Deci e cancer. E cancer în ultimul hal. Ce Dumnezeu a fost videoclipul ăla? Până și în momentul ăsta mă întreb, deci ce a fost aia, frate? Adică, tipa aia care se uita, nu știu, uitați-vă pe live, pe la nu știu, spre final, pe la prima oră, și o să înțelegeți la ce mă refer. Deci, tipa aia, frate, stătea și ea acolo la petrecere și era ceva gen, ce dracu, unde Dumnezeu sunt? Adică, în fine, chiar a fost super ciudat, dar a fost amuzant și asta contează, ați fost 20 de persoane aproape constant pe live și hai să nu mai lungim vorba, o să fac live-uri din astea mai dese, doar că știți cum e, școala mă cam ține în loc cu live-urile și toate cele, dar eu mă chinui și de fiecare dată când am timp fac un live, mă descurc destul de ok și cu chestia asta, adică să fac două live-uri pe săptămână, mi-e destul de ok și să zicem mai multe în weekend. Weekendul trecut nu prea am putut să facem chestii, dar weekendul ăsta să sperăm că nu va mai fi la fel. Oricum,
Trec atât de repede zilele și săptămâna, nici nu-ți dai seama, frate, și luni am test la matematică. Holy fuck, ce m-a speriat ăsta. Luni am test la matematică, bă, dar e cam easy. Ok. Luni am test la matematică și asta e destul de nașpa, dar... O să mă descurc eu. Trebuie să mă descurc. N-am de ce să nu mă descurc. Adică, algebra e grea, dar parcă acum am mai înțeles câte ceva. Oricum, așa ziceam la teste de obicei și până la urmă, treaba e și a bună, you know, și... Bă, lasă-mă! Bă, ăsta e ciudat rău, frate. Da, am înțeles, are și speed hack, are de toate, băiatul. Bă, lasă-mă. Da. Mă omoară din săgeți, cred. Pingu vieții, frate. Am și netul sprea... What? Perfect. Zic că are un gheppel. Mori, mă! Bă, lol? Nu cred! Nu pot să-mi iau gheppel. Am chestul ăla degeaba, bă, frate. Și e chiar enervant. Bă, trebuie să vin asta mereu, mă, să încerce să-mi dea mie clima, mă, mâncați așa. Adică... Eu îl bat pe ăla și vine el, m-a ratat vieții. Ce pot să-mi fac? Săgeți mi-ar trebui, da? Ia mă să văd ce pot să iau din chestul ăsta. Doar diamond și shit-uri, frate. Ok. Las pe ăștia doi să se bată, frate. Nu mă bag ca prostul, că... Holy fuck, ăla are sabie de diamond. Și din câte se cam vede, cam tot tipul... Oh, nu, ok. Hai că trebuie să fie lovat. Da, frate. Ăsta e pinger din ăla Infectus. Uită-te și tu ce hit-uri prinde. Ce săgeți dau, mâncația. Joc super prost, frate. De ce dracu am așa lag? What the fuck? Ha, mă! Mai dai tu mult cu rodul. Futu-ți morții, mătii. Păi bun, bă, fraților, cam ăsta e și episodul de astăzi de Survival Games. Eu sper că v-a plăcut. Oleu! M-a luat inima, bă, ești nebun. Am jucat, gen... Super jitter aici, pentru că nu prea aveam șanse cu el, având în vedere că avea pingul ăla destul de bun, dar ăsta e și episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut. Până data viitoare, eu am fost Turtle, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!